Am fost mult timp vicepreședinte al Partidului Național Liberal și am jucat un rol activ în toată această perioadă, mai mult pe zona de politică externă și securitate, acolo unde m-am profilat în sfera publică. Însă cred că în perioada următoare lucrurile se vor clarifica de la sine. Cred că în perioada de după Congresul PNL și USR, va trebui foarte rapid să fim mai raționali și mai responsabili ca niciodată, ca și lideri. Și să găsim cea mai bună formulă pentru ca România să nu piardă acești ani valoroși. M-ar durea sufletul să știu că după 3 ani de guvernare de acum înainte a PNL-ului, sper să-i aibă, să nu putem să arătăm României autostrăzi făcute, infrastructură spitalicească, infrastructură școlară și tot ce ne dorim, pentru că sunt anii în care am putea să implementăm acele reforme pe care România și le-a dorit din 90 încoace. Credeți că PNL-ul ar trebui să încerce lucrurile astea alături de USR sau alături de PSD? Vă spun sincer, cred că cu toți factorii politici responsabili trebuie să încercăm aceste lucruri. Până la urmă urmei, din punctul meu de vedere, schimbarea Constituției, marile proiecte de infrastructură, debirocratizarea, și, bineînțeles, toate celelalte lucruri care ar putea să aducă investiții masive în România ar trebui să fie prioritățile centrale ale noastre. Și eu cred că în acest context critic pe care îl avem și pe care îl traversăm ca și Europa, eu cred că este un moment prielnic ca România să poată să implementeze aceste lucruri, să rezolve aceste lucruri, să reformeze acolo unde este de reformat, sisteme și microsisteme, în așa fel încât după 4 ani de guvernare, după 4 ani între 2020-2024, să putem să jucăm altfel la nivel internațional, adică să fim un fel de ceas elvețian care să funcționeze indiferent de partidul care va prelua guvernarea după 2024.